Da, numele meu este Magda Bey, sunt antreprenor de la 19 ani, am 45 de ani, am un băiat de 26 de ani și un nepoțel de 6 luni. Asta având în vedere, mulțumesc tare mult, asta având în vedere că cine se trezește de dimineață, departe ajunge. În ce sens? E o bucurie la 45 de ani să ai nepot și să ai copii atât de tineri care sunt prieteni, de fapt. Cred că mulți dintre voi aveți părinți tineri și aveți o relație frumușică cu ei. În afara secretelor pe care nu vreți să le împărtășiți, dar găsiți prietena mamei măcar cu care să le povestiți. Dar și dacă mama e tânără, e bine că și prietena mamei poate să susțină o astfel de discuție. Antreprenor de la 19 ani, pentru că, apropo de ce ne dorim și ce ne place, am avut aici o discuție interesantă, eram foarte obraznică la școală. Întârziam aproape în fiecare dimineață și mi-era rușine pentru asta. Am fost foarte bolnavă în copilărie, am avut un astm bronșic și am stat în spitale semestre întregi, după care trebuia să recuperez. Pe vremea aceea, boala alergică nu era descoperită și credeau că am probleme cu plămânii, motiv pentru care mă țineau exact printre bolnavii de plămâni în spital. Și stăteam câte 3 luni, după care trebuia să recuperez la școală. Vă dați seama că chiar și bolile din viața noastră și toate problemele care ne vin așa ca și provocări, și aș vrea să luați acest cuvânt și să vi-l notați în mintea voastră undeva, sunt provocări care vă determină pe voi să creșteți. Faptul că am fost bolnavă în copilărie și am avut o soră premiantă de la clasa 1 până la 12, numai premiul 1, ia imaginați-vă cam ce a construit în stomacul meu. Dorința de a demonstra părinților, chiar dacă sunt un copil bolnav, atât de bolnav, făceam niște crize, nu puteam să respir. Dacă râdeam prea mult, mă sufocam. Dacă alergam prea mult, nu mai puteam să respir. Noaptea mă trezeam în crize de lipsă de aer. Iar părinții nu știau ce să mai facă cu mine. De fapt, făceam alergie la praf, la pisică, la cățel și aveam de toate în casă. Bineînțeles că am crescut reglând timpul pierdut în măsura în care am reușit. Am fost un copil mediocru în total din punct de vedere note. Dar din punct de vedere cunoaștere, am fost foarte atentă în timpul rămas să-mi iau informațiile de care am nevoie, știind în perspectivă cam ce vreau să fac în viață, pentru că această maturizare rapidă prin boală, prin, eu știu, poate părinți foarte mult plecați, părinții mei au fost balerini, erau plecați 6 luni pe an, 6 luni erau cu noi, ne-au determinat și ne-au obligat, practic, să devenim niște mici autodidacți. Sănătate! Aș vrea să folosiți situațiile grele din copilăria voastră și din viața voastră actuală, greutățile din familie și să fiți acolo unde familia are nevoie, pentru că vă vor forța, vă vor determina să vă maturizați, să identificați mai repede problemele într-o familie. Ia faceți o paralelă. Dacă eu identific problemele în familie, le identific ușor și în companie. Chiar dacă sunt angajat, chiar dacă sunt antreprenor. Dacă eu pot organiza o echipă de 5 prieteni, poți să organizezi și o companie, dar și un departament, poți să organizezi și o țară, și o armată. Aș vrea să fiți foarte atenți la elementele astea atât de fine. Deci voi sunteți nu plini, sunteți explodați de valori. Și sunt valori în care fricile încă nu s-au instalat. Nu le dați voie. Exemplele lui X și lui Y nu sunt valabile la voi, pentru că voi sunteți formați din alte valori, din alte cunoștințe și sunteți interesați de lucruri diferite. La 19 am terminat liceul, bine mersi, am trecut la facultate. La facultate, după primul an, am făcut ASEU, mi s-a părut că pierd vremea, pentru că mi-am dorit la FF, pentru că sunt un om foarte practic. Învățam deja foarte repede, faptul că nu eram suficient timp la școală îmi determinase o memorie foarte bună, treceam foarte repede prin materii, îmi luam ce-mi trebuia, reușeam să iau note foarte bune și mi-am dat seama că pot să trec la FF. Prima afacere pe care mi-a deschis-o tatăl meu, pentru că tatăl meu fiind balerin, a zis: măi frate, ai terminat ASEU, ce-ar fi să-ți fac o croitorie? Coseam un nastru, îl coseam de fustă. Deci nu am niciun fel de îndemânare din punct de vedere croitorie. Dar cea mai mare valoare a mea este creativitatea. Deci nu știu să-ți cos, dar dacă vrei să facem o rochie, sunt sigură că îți creezi cea mai frumoasă rochie care să se potrivească pe corpul tău și care să-ți stea ție bine, să fii tu frumoasă sau să fii tu frumos, să te pună pe tine în valoare. Pentru că, de fapt, creativitatea mea, pe care poate unii dintre voi, acum povestindu-vă, vi-o regăsiți, creativitatea nu înseamnă neapărat că pot să fac o farfurie din lut
sau că pot să croiesc, sau că pot să cos, sau că să pot să fiu un bun sudor, sau un bun strungar, sau un bun bucătar. Nu, creativitatea are legătură cu acel feeling și cu acea viziune mentală prin care tu îți imaginezi ce e mai potrivit într-un anumit moment din viață pentru situația în care te afli. Că e vorba de echipă, creativitatea te ajută să-ți dai seama că voi aveți nevoie de iubire, de răbdarea noastră, de implicarea noastră, de gingășia și de blândețea noastră. Pentru că vedeți în fiecare zi mult prea multă duritate, mult prea multă lipsă de interes a celor mari pentru voi. Iar rolul nostru ca și antreprenori, ca și părinți, ca și bunici, iată, încă nu m-am obișnuit cu ideea de bunic, este să transmitem către voi tot ce am concluzionat noi în viața noastră. Este extraordinar să ai alături un mentor, că e dintr-o carte, că e din viața reală, care să-ți transmită toate valorile și toate concluziile vieții lui, având o viață foarte tumultoasă. Iar eu mă încadrez între cei foarte obraznici din viața asta. În sensul că la 19 ani mi-a deschis tata croitoria, mi-a cumpărat 4 mașini de cusut, o masă de croit, mi-am angajat, bineînțeles că vă dați seama, aveam 19 ani, toate angajatele mele erau 30, erau de seamă cu mama, iar eu trebuia să le gestionez. Felul în care lucram cu oamenii se referea la ceea ce îmi doream eu să fac. Și aici fac o paranteză și vă spun, puneți pe o hârtie ce v-ar place să faceți. După aceea mai faceți o coloană și vedeți ce valori ar trebui să aibă omul ca să facă ceea. Dar nu vă gândiți la voi, gândiți-vă la omul. Da? La eu omul, ce valori ar trebui să am eu? Sau din cunoștințele mele, ce valori ar trebui să împlinesc ca să pot să împlinesc munca respectivă? Spre exemplu, dacă aleg... Da, ai zis tu că vrei să-ți faci afacere de firmă de imobiliare. Ca să fiu antreprenor de așa ceva, ar trebui să fiu. Hai să facem împreună. Foarte informat în legătură cu piața. Doi, ar trebui să am niște, măcar să am o experiență în ceea ce înseamnă o vizită în mai multe tipuri de case, ca să pot să mă familiarizez cu ceea ce trebuie să-i vând respectivului. După care, ce ar mai trebui să facă el ca și patron? Ar trebui să aibă un exercițiu de comunicare cu oamenii. Foarte bun. Deci comunicarea trebuie să fie... Vă dați seama că el fiind în perspectivă un antreprenor de imobiliare, va trebui să fie un foarte bun vânzător. Dacă nu ești, dacă n-ai logoree, dacă nu înveți să faci lobby pentru un lucru pe care tu ți-l dorești să-l vinzi sau să-l obții, dacă în viața ta nu ți-a spus nimeni, bă, dar ce bine te descurci tu să răsucești lucrurile, dacă în grupul tău nu ești lider... Ce înseamnă să fii lider? Dacă noi suntem 5 colegi și zicem, mai frate, mergem la cofetărie. Cei 5 se uită la lider să vadă ce spune. Dacă ăla spune, cel mai drag lor, exemplul lor spune, mergem, merge toată lumea. Dacă liderul spune, nu mergem, că avem treabă, toată lumea are treabă. Nu știu dacă înțelegeți, nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar aș vrea să urmăriți lucrurile astea, să le memorați și să le căutați. Uitați-vă care e liderul din echipele voastre, uitați-vă care e liderul în casă. Întotdeauna cu liderul trebuie să stai de vorbă. Dacă stai de vorbă cu ceilalți, liderul va spune probabil altceva și atunci ceilalți se vor întoarce 360 de grade și nu mai e valabil ce ai discutat. Este foarte importantă calitatea asta a comunicării voastre. Ca să avem bună comunicare, ce ar trebui să avem? Haideți să ne deschidem un pic. Să fim inteligenți, trebuie să avem o cultură generală, trebuie să fim inspirați și ca să fim inspirați trebuie să avem de unde să ne inspirăm. Deci în mintea noastră trebuie să fie un foarte bine tapetată cu informație ca să ne putem inspira de undeva. Că nu te inspiri așa visând ceva despre care n-ai știut niciodată că există. Deci, vedeți, orice am face, în orice sens am merge, și că e vorba de comunicare, și că e vorba de vânzare, și că e vorba de lider, ar fi extraordinar dacă ați înțelege că acești ani de școală n-ar trebui să-i săriți așa, țup, țup, pentru că dacă nu vă luați ce vă trebuie din ei, o să vă întoarceți la 20 și ceva de ani să învățați lucrurile care contează, nu mă refer la tot, pentru a face față în viață. Și tatăl meu mi-a cumpărat mașini de cusut, masă de croit, dar eu eram deja studentă. Când mă duceam la facultate, taică-mi era și el un lider, maică-mea un lider. Până veneam, îmi dădeau angajatele afară, că erau necorespunzătoare.
Iar angajam alte doamne, mă duceam, cumpăram materiale și făceam echipamente pentru magazine alimentare. Hălățele cu bonetă, cu... Da. Când aduceam materialul, li se părea că nu corespunde materialul cu ceea ce vreau să fac. Mama îmi cumpăra 3 nasturi, 2 oațe, rămâneam mereu fără papiote. Nu-mi dădeau bani să am eu și să pot să fac ceva, să cumpăr eu. Eram și mic, aveam 19 ani, adevărat. Dar vedeți că noi în interiorul nostru avem o maturitate extraordinară care nu este crezută din prima. De asta eu când am intrat în sală v-am spus că sunteți cei mai minunați oameni din lume, cei mai capabili. Eu nu vă văd ca pe o generație dificilă și nici nu vă văd problemă și nici n-am de ce să am emoții. Pentru că suntem atât de egali și atât de simpli și cu cât suntem mai simpli și mai frumoși în comportament, cu atât ni se deschide inima mai mult și mintea de asemenea și reușim să facem corp comun și să facem echipă în toate ideile care ne trec prin cap. Am încheiat afacerea cu părinții mei pentru că eram prea mulți lideri pe metru pătrat. Deci, mare atenție, nu deschid afacere cu prea mulți lideri. E ca și când ai avea 2 asociați sau 3 și nicio decizie nu poți să o iei de unul singur. Dar nicio decizie nu poți să o iei de unul singur. Întotdeauna trebuie toți 3 să voteze același lucru. Asta înseamnă înfrânare. Mers mai greu în business, dar sunt și afaceri în care sunt asociați și se înțeleg foarte bine, pentru că se completează între ei. Eu cu părinții mei n-am putut, motiv pentru care am luat o comandă foarte mare, am făcut toată seria, cu ce materiale am găsit, cu ce mașini, cu ce femei, cu ce am putut. Eu le probam, eu le vindeam, ele le făceau. Eu nu știam, vreau, doar desenam cum vreau să arate echipamentul respectiv și luam comanda. Deci foarte bună comunicarea mea cu patronii respectiv ca să pot să iau comenzile sau cu directorul de magazine. Mi-au dat așa un teșcălău de bani la vremea aceea, alte bagnote decât acum. M-am dus și le-am pus părinților pe masă, le-am spus că nu vreau niciun ban, dar vreau să ies din afacere. Tatăl meu m-a certat și m-a dat afară din casă. Și n-a mai vorbit cu mine o lună de zile. După ce am vorbit cu tatăl meu, mi-a spus, știi, ai 19 ani, dar am primit așa ca o palmă de la tine, pentru că n-am înțeles de unde atâta forță, de unde știi tu ce-ar fi bine... Te pricepi tu la lucrurile astea? Deci, de fapt, nu îmi dădeau voie să fiu pe picioarele mele, motiv pentru care eu chiar am ieșit din afacerea respectivă. Și ce credeți că am făcut? Mi-am deschis un snack bar cu soțul meu, pentru că m-am căsătorit la 19 spre 20 de ani. Cu soțul meu am deschis un snack bar. Era o clădire mondial, doamnele profesoare, cu siguranță, care sunt mai aproape de vârsta mea, știu. Este lângă Vidra, pe bulevard, exact lângă magazinul de blănuri Vidra. Probabil că îl știți și voi. Am făcut o greșeală, am deschis un snack bar, am cumpărat echipamente, am făcut masă de inox, cum cerea sanepidul și mai departe. Eu făceam sandvișurile, făceam rețetarele, contabilitatea primară, soțul meu ducea sandvișurile. Și avea așa o scară din aia rotundă cumva, spirală, și toată ziua cobora și urca cu sandvișuri și cu toate cele. N-a rezistat afacerea decât 3 luni de zile, pentru că mi-am dat seama în 3 luni de zile că de fapt umflasem tot centrul ăla comercial, pe toată lumea cu sandvișuri, cu hot dog, dar eu n-aveam clienți din afară, niciunul. Și mi-am dat seama că n-aveam unde să parcheze mașina. Deci am deschis o afacere fără vad. Am închis afacerea în 3 luni de zile, mi-am dotat frumos bucătăria, am plătit chiria acolo, am pierdut și banii. La facultate în București am întâlnit un patron, căutam patron, efectiv. Deci, credeți-mă, mă duceam la facultate și la un moment dat, într-o stație de tramvai, m-am uitat pe geam așa că era o distribuție de mașini de spălat. Și am intrat înăuntru și am cerut să vorbesc cu patronul. Și l-am întrebat dacă nu vrea să aibă distribuție pe Constanța. Căutam o distribuție. Omul respectiv a zis că se gândește în perspectivă. Vă dați seama, vine așa cineva la tine și te întreabă, noi vrea să facem ceva? După care am găsit, tot așa căutând prin prieteni, am găsit un producător de salamuri, cârnați, mezeluri în general și care căuta un distribuitor pe Constanța. Și l-am luat, bineînțeles, pe soțul meu, partenerul meu de viață. Am închiriat o mașină de frig, aveam societatea deja creată, luam comenzile de la toate lanțurile de magazine din Constanța, pe vremea aceea era Conexul și Murfatlaru. Mergeam la 4 dimineața la București, veneam la ora 8 cu marfa, cu mașina frig, distribuiam până seara toată marfa și după 30 de zile mergeam după bani și duceam iar comenzile și uite așa. Și s-a îmbolnăvit vaca nebună și nu s-a mai făcut niciun import. Iar eu cu soțul meu, pentru că eram studenți, am ieșit în gaură de 6 milioane la vremea aia. Pentru noi erau foarte mulți bani, pentru că un salariu era 50 de lei. Atâta de mic era. Și trebuia să ne angajăm amândoi. Soțul meu s-a angajat la Unilever și eu m-am angajat, bineînțeles. Între timp a apărut și un copil, da, v-am spus că sunt și bunică deja, da? Am băiat de 26 de ani și nepoțel de 6 luni.
Și iată că mi-am dat seama că în momentul în care am închis afacerea, trebuia să mă angajez. Dar ca angajat nu mă simțeam confortabilă altfel decât director și coordonator. De fapt, vedeți, în viață e foarte important acum în copilăria voastră să exersați rolul de lider, rolul de subaltern, rolul de voluntar, în voluntariat găsiți exercițiul ăsta, dar nu e un rol în care ne jucăm, nu știu, cu păpușile sau de-a mama și de-a tata sau ce făceam noi când eram mici. E un rol pe care ai nevoie să-l exersezi ori prin voluntariat, ori prin practică în companii, da? Atâta cât legea permite, spre exemplu, se lansează învățământul dual. Da? Deci dacă o să fiți atenți la toate postările, cel puțin ale mele pe Facebook, o să fiți la curent cu tot ce se lansează nou. Plus că eu sunt voluntar și dacă acum din domnii profesori din sală vor să vin la clasele voastre și să povestim despre valorile voastre, o fac cu mare drag pentru că nu o fac de acum. O fac din 2014 în liceul de artă, în liceul Mircea și în toate liceele unde am fost invitată. De ce? Pentru că din copilăria și din creșterea mea mi-am dat seama în mintea mea cât de greu e să-ți descoperi valorile. Cât e de greu să nimerești din prima să faci ce-ți place. Gândiți-vă că eu nu am o meserie în momentul de față. Dacă antreprenor se numește o meserie, mie îmi place să coordonez activități. Gândiți-vă, am avut croitorie, fără să fiu croitor, fără să știu să cos. Am avut distribuție de dulciu, nu, snack, fără să fiu bucătar, fără, am învățat, am înțeles, m-am interesat, am făcut. Am avut distribuția de mezeluri, da? N-am făcut distribuție în viața mea până la momentul ăla, am făcut-o atunci. A trebuit să mă angajez. Când a trebuit să mă angajez, cu copilul pe picioare, îl legănam pe jos, așa pe covor, scriam CV-ul și am scris, mie îmi place meseria de director, dacă aveți un post de director. Soțul meu a zis să nu trimis CV-ul ăla, că o să te faci de râs. Și am zis, nu cred că o să mă fac de râs. Chiar cred, aveam 20 și un pic de ani, 21 de ani, m-au angajat director. M-au chemat la București, o distribuție de dulciuri și mi-au zis, ia și tu punctul ăsta de lucru. Astea sunt produsele, 2 săptămâni te aștept cu un proiect la București. Dar ai în competiție un coleg care avea niște ochelari așa groși. Mie totdeauna cu ochelarii groși la vremea aia îmi sugera un tip foarte studios. Adică în mintea mea la vârsta aia era că dacă ai porți ochelari, înseamnă ești un tip mega inteligent și ai muncit de ți-ai pierdut și vederea. Adică și m-am speriat de respectivul. Ce se întâmplă? Ne-au lăsat în punctul de lucru. Și ca să vă descriu activitatea, pentru că e foarte important pentru voi să vă regăsiți și să ajungeți în situații similare. Aveau o magazie de dulciuri, dar toată lumea se servea din magazie fără să scrie nicăieri că au luat de acolo. Treaba începea la ora 8 dimineața și stăteau la fumat până la 10. Aveau o singură mașină de livrări, dar nu se înțelegeau între ei, care livrează primul marfa, deși erau 4 agenți de vânzări. Ce să vă mai spun, că erau de lăsători și că lucrurile se mișcau așa foarte lent, iar tipul ăsta de la București vrea să-i fac eu un plan, ce nu merge bine și cum aș face eu ca să meargă. Și am început să scriu adevărul, că până la urmă oamenii ăia și-ar fi pierdut serviciul în scurt timp dacă afacerea nu mergea. Da? Era o afacere rentabilă în care toată lumea era așa? Nu. Colegul meu a început să facă niște schițe pe axa XY cu niște diagrame, cu niște, habar n-am ce, dar oricum eram deja destul de speriată de ce poate el să prezinte și ne-am dus la București după 2 săptămâni. După 2 săptămâni ne-a invitat pe rând și mi-a spus că am postul. Și am zis, wow, dar am întrebat de curiozitate, dar colegul meu ce v-a prezentat? Păi zice, eu n-am decât 4 clase și uite-te și tu ce mi-a prezentat. Erau tot felul de diagrame și de analize financiare extraordinar de importante. Doar că revin în comunicare și în vânzare, pentru că vânzare este aproape tot ce faceți de dimineață și până seara e un exercițiu de vânzare. Este foarte important să vezi cui te adresezi. Cine este ascultătorul tău? Nu fii prea pedant dacă omul ăla e prietenos. Nu fii prea respectos dacă omul ăla vrea să fie mai colegial, mai amical. Nu fii scorțos, nu fă pe deșteptul dacă omul ăla nu este atât de deștept. Învață să flexezi. Știți, e accelerația cu ambreiajul. Nu știu dacă n-aveți permis, dar ca să conduci o mașină ai nevoie să echilibrezi cele două pedale. Știți, mult timp cât am fost mică, la începutul afacerii, mă uitam la oameni și nu înțelegeam de ce nu vor să se ajute să facă treabă, de ce sunt puturoși.
De ce nu sunt implicați? De ce nu le place ce fac? De ce nu nimeresc din prima ce ar fi potrivit să facă? Și câteodată chiar mă supăram și mă deranjau, mă înfuriau. Aș fi vrut să mișc lucrurile eu de la mine către ei. Este imposibil. Nu am schimbat niciun om în viața mea. Niciunul. În momentul de față am 140 de salariați, 140 de oameni minunați. Nu poți să schimbi pe nimeni și este o greșeală să începi să schimbi pe cineva. Dar dacă avem un colț plin de gunoaie, cineva o să mai arunce încă un gunoi, da? Dar dacă am un colț curat și frumos amenajat, ghici, aruncă cineva gunoaie? Deci se schimbă. Deci cum schimbăm oamenii? Prin mediul înconjurător. Prin ceea ce oferim. Prin cine suntem noi. Știți, era o vorbă care mie mi-a rămas foarte tare în cap. S-a dus un om la Dumnezeu și i-a zis: Doamne, cum pot ajuta omenirea? Uite, sunt dispus să fac orice să ajut omenirea. Și Dumnezeu a zis: du-te, închide-te într-o cameră, lucrează cu tine și vei fi o problemă mai puțin pentru omenire. Vă dați seama cu ce începe schimbarea voastră? Nu începe cu Magda Bay. Începe cu ideile pe care ți le-ai notat mental și pe care vrei să le descoperi mai departe și să începi să ți le implementezi în viața ta începând de acum. Începe prin exemple pe care le vezi la alții, prin obrăznicia lor, o obrăznicie, bineînțeles, constructivă. Dacă îți dorești să fii la fel de obraznic, ar trebui să-ți iei mentori pe nivelul respectiv. Eu în fiecare dimineață, cât timp îmi fac machiajul și mă îmbrac, am 3 mentori pe care îi ascult câte o zi pe fiecare. Dar îi ascult tot timpul. Îi pun pe YouTube sau pe tot felul de așa și în tot timpul sunt în acea energie a lor. Pentru că noi nu suntem doar corp fizic, știți cu toții. Suntem și frumusețe, suntem și iubire, suntem și răbdare, și înțelegere, și candoare, și tot ce vreți voi. Sunt sigură că sunteți foarte mulți lideri în sală care coordonați echipe de prieteni. Fiți buni cu ei, fiți răbdători cu ei, purtați-vă frumos cu ei, ajutați-i să-și găsească propriile valori. Asta înseamnă lider transformațional. Adică, dacă eu o iau pe ea, care te cheamă Lavinia. Lavinia, și noi două, vrei să faci un business? Nu. Nu, dar ce vrei să faci? Să dau la drept. Super, și ce faci după? Judecătoră eu. Judecător. Dacă ea are un vis, eu trebuie să scriu pe fruntea ei că e cel mai minunat om din lume și că o să reușească și o susțin astfel încât ea să poată să aibă mai multă încredere. Pentru că nu în fiecare dimineață suntem la fel de bine. Sunt momente în care ne cade guvernul și noi trebuie să-l ridicăm. Ăsta este rolul liderului transformațional. Mare atenție, suntem un popor care am moștenit mania persecuției, cred că știți. Știm să fim extraordinar de răi, de agresivi, de... Dacă suntem indiferenți, suntem mai frumoși sau mai deștepți. E vorba despre noi și despre felul în care ne construim în fiecare zi. Dacă tu crezi că indiferentă ești mai frumoasă, nu tu, un exemplu, s-ar putea să exerseze atât de mult indiferența încât să rămâi singur. Știți? Foarte important ce transmiteți și ce pleacă de la voi către ceilalți, pentru că tot aia se întoarce. Oamenii te apreciază și te iubesc pentru ceea ce ești ca om, că ești frumos prin glumele care le faci, că ești frumos prin felul în care știi să te îmbraci, că ești frumos prin felul în care le vorbești celorlalți, prin faptul că împarți o ciocolată cu 10 și ție îți rămâne cea mai mică piesă, prin faptul că te uiți la un coleg care poate nu are tot ce îi trebuie și îi dăruiești așa într-un mod surpriză. Oameni buni, voi reprezentați viitorul nostru al tuturor. Iar susținerea noastră, cel puțin a mea, o aveți 100%, indiferent care ar fi întrebarea, legată de viitorul vostru. Gândiți-vă la un lucru. Am avut croitorie, snack bar, am distribuit dulciuri. Apropo, am mărit cifra de afaceri de 5 ori la acel punct de lucru, unde am distribuit dulciuri. Deja rețeaua o aveam că vândusem echipamentele acelea, știți? Și era cam aceeași rețea. Și m-am dus repede și am umplut toate magazinele și pe unde am fost cu mezelurile și pe unde am fost cu echipamentele. Și am mărit de 5 ori pentru că așa mi-a zis. Condiția e să mărești de 5 ori. Și am zis ok, dacă mărești de 5 ori mai vreau un papuc pentru că nu o să mai pot mări și de acolo încolo, pentru că o mașină nu mi-ajunge ca logistică. După ce am mărit de 5 ori, m-am dus la București și mi-a zis: nu-ți mai pot da mașina.
asta e bună. Păi zic că ai promis. Păi ce, dar mai pot să-ți o dau. De ce? Pentru că nu e rentabil. Habar n-aveam ce înseamnă rentabil eu. Zic, cum adică nu e rentabil? Păi nu e rentabil. A zis, te întorci înapoi la punctul de lucru și te descurci cu o mașină. Nu poți. Nu mai poți. Deci când ești un om dintr-un fel și promiți și faci o înțelegere, cel puțin în situația mea, eu nu mai pot să merg mai departe. Astfel că mi-am dat demisia și am zis, îmi pare rău, ca să mai măresc de aici încolo, e irațional, n-am cum. Între timp a scăzut dolarul și n-a putut să mai cumpere marfa de import, așa că a închis punctul de lucru în perioada de preavizare. Și iată, trebuia să mă angajez din nou. Și m-am angajat din nou, tot ca director. M-am angajat într-o firmă de producție publicitară. Vreau aici doar să subliniez faptul că nu am noțiuni nici tehnice de producție publicitară, nici de bucătar, nici de croitor. Voi înțelegeți care sunt valorile antreprenorului de fapt? Da? Foarte bun om în comunicare. Un suflet frumos, voluntar, înțelegător, răbdător, iubitor. Ca lider, în momentul în care cineva are nevoie de tine, tu te lași ultimul, tu devii atât de mic, iar omul respectiv devine tot ce contează în momentul ăla. În departamentul meu de contabilitate vă dau un exemplu. O șefă foarte agresivă cu o contabilă foarte tânără și foarte blânduță. Trebuie să o dăm afară că nu se descurcă. Și am zis, ok, hai să vedem de ce nu se descurcă. Deci eu ca antreprenor, într-un birou în care era șeful de departament, m-am dus lângă contabilă, cu un scaun, și preț de două zile am stat câte 4 ore cu ea. Era dezastru pe birou ei, era dezastru în calculatorul ei, de fapt era dezastru în mintea ei. De fapt, când e dezastru în mintea noastră? Când nu suntem susținuți, nu pentru că nu suntem capabili. Când nu avem un ajutor pe cineva care să ne învețe și să creeze o procedură prin care eu să pot să fac munca aia. M-am așezat și am zis, ok, hai să luăm toate hârtiile astea împreună. A, nu, vă rog frumos, hai să luăm hârtiile împreună. Și le-am împărțit pe ce pleacă în alt departament, ce rămâne acolo și e de făcut, ce e de facturat. Hai să luăm calculatorul. Am organizat frumos în foldere. Am luat și am citit inclusiv o carte despre organizarea muncii împreună, mititică, dar am parcurs-o împreună și am și explicat-o. După ce avea folderele, avea etajerele și avea agenda de lucru în care am prioritizat sertarele de activitate, i-am spus în felul următor, ne vedem în fiecare zi 10 minute să vedem unde ai ajuns. Și am descoperit că nu avea puterea de a le spune colegilor că nu-i poate ajuta în momentul ăla. Deci intrau pe ușă și spuneau, acum repede, ea trebuia să lase tot și trebuia să facă treaba aia și dacă intrau 10 pe zi, se termina programul. Și atunci am învățat-o cum să-i prioritizeze pe ceilalți și cum să-i determine să înțeleagă că ceea ce face ea este mai important pentru binele companiei, pentru care suntem toți, cu toții facem o pâine acolo, decât ce vrea X, Y sau Z în momentul ăla. Și am învățat să-i organizeze. Se întâmpla asta, cred că acum 8 ani de zile și doamna mea deja, că nu mai e domnișoară, deja și-a planificat și căsătoria, deja și-a planificat și copilul și deja e șef de departament în departamentul nostru pe tot ce înseamnă facturare. Este extraordinar, o încredere în ea fantastică, știe cum să gestioneze colegii, vorbește frumos cu ei. Vedeți, aș vrea să înțelegeți din exemplul ăsta că voi aveți valori nebănuite în interiorul vostru și că de fapt vă lipsește doar un mentor care să vă ajute să vă familiarizați cu ele, să le identificați și să le aduceți la suprafață, să le folosiți zilnic. E o lume atât de frumoasă aia în care ești fericit și e o lume atât de urâtă cea în care ești nefericit. Și ești nefericit de cele mai multe ori când nu știi ce să faci sau când nu știi cum să faci sau ți-e frică de ce urmează pentru că nu știi cum arată. Și atunci exersezi toate lucrurile astea și ai vrea să fii fericit. Dacă ești nefericit, ești și răutăcios, că de ce să fie ăla mai bine decât tine? Și atunci, pac, ce faci? Te sprijin pe el, nu-l ridici. Deci vreau doar să înțelegeți că fericirea pe care o dețineți în momentul de față are legătură cu sufletul, cu mentalul vostru și cu ceea ce oferiți de dimineață și până seara vouă prin ceea ce faceți pentru toți ceilalți. Am terminat și cu distribuția de dulciuri, pentru că am plecat și s-a închis. Și m-am angajat într-o firmă de producție, v-am zis. Am stat și acolo un an de zile. Pentru că eram mai inteligentă decât patronul și pentru că știam, vedeam că lucrurile nu merg și pentru că n-aveam condiții, nu mi-a dat mașină, nu mi-a dat telefon mobil, cum Dumnezeu să faci vânzări. Când am văzut că n-am recuzite și nici n-am cu cine să mă înțeleg, zic, Doamne, iar trebuie să o iau de la capăt, iar mă angajez. Zic, da, închid, nu sunt bun ca angajat eu.
Nu sunt un angajat bun. Sunt foarte creativă și am nevoie de spațiu ca să creez. Am nevoie de libertate să ajung la voi. Am nevoie de libertate să construiesc ceva măreț. Astfel că mi-am deschis propria firmă de producție, de mobilier, care deja are 21 de ani. Este a treia afacere pe care am deschis-o. Tatăl meu a zis, aoleu, iar de data asta am împrumutat și vreo 5.000 de dolari. Și iată că a funcționat, pentru că acolo, exersând în toate celelalte săli de antrenamente, pe toate tipologiile astea de comerț și detaliu și așa, mi-a prins extraordinar de bine. Sunt unic asociat și în ziua de azi. Soțul meu este alături de mine. Băiatul meu a terminat în Birmingham design de produs și a făcut master în management, pentru că i-am spus că n-are ce să facă cu designul de produs dacă nu învață să-l și vândă. Și în momentul de față s-a și căsătorit, am împărțit firma în patru ca activități, nu ca acțiuni, pentru că există încredere. Și iată că am ajutoare în companie, avem o afacere măreață, lucrăm numai cu companii multinaționale, Coca-Cola, Philip Morris, British, care ne-au educat. Iar în final vreau să vă spun că motoul care pe mine m-a ajutat foarte mult în ultimii 8 ani este: fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în alții mâine. Dacă eu vreau să vă văd fericiți, să știți că o să fac tot ce îmi stă în putință ca să vă văd fericiți. Iar dacă domnii profesori vor să ne vedem, am avut două firme de exercițiu de la Liceul de Arte, 10 tineri, pianiști, balerini, cântăreți, tot ce vreți voi, da? Toți cu capul în nori, așa, în niciun caz economiști. Și i-am pregătit în compania noastră Graftec, i-am pregătit timp de o lună de zile și au făcut stand expozițional, au creat o afacere, au făcut marketing online și au stabilit toate detaliile, planul de afaceri împreună și au participat la un concurs cu 62 de licee economice din țară. A fost un scandal monstru, pentru că aceste două echipe au luat locul 1 și locul 2. Vă dați seama? Deci au fost contestații cum Dumnezeu niște balerini poate să ia nota premiul 1 și premiul 2 la felul în care s-au prezentat. Erau extraordinar de creativi și unii dintre ei de acolo au dat la facultatea de management și au abandonat designul sau baletul sau și-a devenit hobby. Pentru că într-o firmă de exercițiu și lucrând împreună, voi vă regăsiți foarte ușor valorile și înțelegeți dacă vă place sau nu. Și aici închei, vă îmbrățișez, succes! Să fiți obraznici în măsura în care este permis, în sensul bun al lucrurilor. Da? Aș vrea să știu cine, am înțeles că aici colegul vrea să fie antreprenor. Cine mai vrea să-și facă o firmă? El? Vreau să te ridici, te rog, pentru că aș vrea să ai parte de o educație financiară. Și tu? Felicitări! Am aici unde e imobiliarele și aici mai am una, iar tu mă cauți. Perfect. Dacă mă căutați, vă promit că la firmă aduc cărțile doar să veniți să le luați. Și vă promit și un tur în fabrică, dacă vreți, cu mare drag. Eu vă îmbrățișez și succes! Mi-am primit o diplomă. Mulțumesc tare mult!